Ce fa, băieți, și bine ați venit la un nou episod din FIFA 20 Draft spre glorie. Înainte să începem, nu uita să apeși butonul de like, astfel încât să ajungem la peste 4350. Ar fi absolut, dar absolut genial. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, ghete de fotbal, training-uri, tricouri, mingi, etc., argol.com/rolinkul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Hai, băieți, să vedem ce folosim în acest draft, ce formație. 15K, boom! 4-3-3 defense, 3-4-2-1, 4-1-2-1-2, 4-4-2 flat. Hai să jucăm un 4-4-2 flat, ne ducem peste adversar, jucăm ofensiv. Gică, Hagi! Bun, hai să vedem pe striker ce pică. Immobile, Inaki, Agüero, Ibra. Băi, să joc eu cu Ibra, mă? Ibra Cadabra, ia vino Ibra Cadabra încă. Hai să jucăm cu tine. Ronaldo, Kane, Lukaku, Marco Reus, Immobile. Chemistry wise, Lukaku. Hai să mergem pe chemistry. Și pe dreapta avem Sar, Gnabry, Lucas Moura, Sancho și Rodrigo. Nimeni din... din Italia, suedez, belgian, cineva? No, mă duc pe Sar din Premier League și văd eu după aia cum îi leg. Dominguez merge bine și e bun de tot. E bun de tot Dominguez. Diawara, Edu, Exposito, Jetson, Fernandez, Drinkwater. Să-l mun pe Drinkwater pe partea cealaltă pentru Sar. Sau să am ceva pe Italia, pentru chemistry, am Diawara. Da, bun. Pe dreapta aici, greu să-l mai țin eu în echipă. Greu să-l țin în echipă pe mijlocașul nostru dreapta. Kappa, Hakimi, Andrei Almeida, ce avem? Spania 1. Cam pe Spania 1 avem opțiunile, Germania 1. Eu pe Kappa pentru că e cel mai bun. În rest, greu de făcut chemistry cu ei. Delict, Tomori, Virgil, Romagnoli. Tomori, Virgil, Koulibaly. Koulibaly, 71 pe Italia, Kappa, Spania nimic? Na, Anglia și Italia. Hai să merg pe Koulibaly pentru chemistry și partea dreaptă o trească să o refacem. Saul Campbell ne ajută mult la chemistry. Bun, bine ai venit, osule. Bine ai venit! Acum pe stânga, Alexandru și da, modificăm, îl mutăm pe Campbell pe partea cealaltă și mai câștigăm puțin chemistry. Bun așa, bonoviță. Ne ducem așa și mai facem un pic de chemistry. Hai să vedem portarii. Alisson, Ter Stegen. Andanovic, bombă. Bomba a picat Andanovic, 190. Bun, 95 chem. Sară la acolo. Nu se leg. La portării, hai Pepe Reina, highest rated. Următorul, Skriniar, Varan la port. Garay, Meunier la port pentru Shadow. Thiago Silva, Alex Teles, Kabak, Virgil și Walker. Walker mă salvează, băieți. Pun așa și m-am dus în full cam la ei, deși s-ar stă în 7. Totuși e mult mai bine decât înainte. E bine că avem full cam la echipă. Nainggolan, Carlos Eduardo. Nici nu stau pe gânduri. Văd eu după aceea cum facem, ce facem de chemistry. Nu stau pe gânduri. N'Golo Kante ține în mijloc. Dominguez cel foarte bun. Saul Parejo, Mbabu, din păcate n-am cum să-l linkuiesc. Pizzi pentru Shadow să fie. Bale, Messi. Messi clar pe super sub. Încă un Shadow aici. Bun, încă un Shadow să luăm. Da, mamă ce complică gagiul ăsta lucrurile. Robertson, Varane, Bobby Firmino, Griezmann. Varane, ce să fac eu? N-am nici cu Robertson cum să-l joc eu. Poate super sub cumva la un moment dat. Un Hunter bun, deprimit. Am nevoie de atacanți. Hai, dăm pe atac ceva. Bale, Immobile, João Moutinho, Marcelo, no. Schimb, primez la shadow-uri. Pe bandă, rulantă. Haide. Încă doi jucători de ales, de fapt unul înainte să schimbăm chemistry-ul. Perisic, Rufy, Overmars. Vino Overmarsic încă. Așa cum ia să facem noi o gândire dintre asta a echipă, cum să-i împărțim. În primul rând stai să mui cum ar arăta echipa. Lukaku, în loc de Lukaku, greu. Deci ceva nici nu mă complic, îmi betonez mijlocul. Vă spun.
O să încerc să-l forțez pe Ibra cu un Hunter în față, deși lui ar trebui un engine. N-avem engine. Hai să dăm Shadow Koulibaly. Vreau să Shadow pe Sandro. Bun, mai avem vreo Shadow? Soul Camber are nevoie de Shadow, are cât are viteză? 85, stă bine. Poate îi dau un Anchor. Au mai dau tot Shadow să fie pe... Ba nu, da, îi dau Shadow. Bun, pe Shadow. Walker stă bine acolo, Hunter pe dreapta. Atacanții mei, vreau să-i dau un... Ce avem aici? Un Hunter? Da, hai să-i dau un Hunter. Și cred că asta e... Să-i dau N'Golo Kanté are nevoie? Da, are nevoie și el de un Shadow. Stăm bine. Uitați-mi pe Hagi. Hagi care o să fie atacantul nostru principal. Lui Hagi ce aș putea să-i dau eu? Lui Hagi ce pot să-i dau eu, mă băieți? Îi dau Hunterul Dominguez. Fiți atenți că îi dau Hunterul Dominguez. Și lui Dominguez îi dau un Anchor de aici. Îi dau Anchor. Bun, hai că arată bine echipa. Hai să vedem și ultimul jucător. Are nepică, nu e ceva deosebit, e un 83 milic. E decent, să zic așa. Ok, acum să facem echipa la loc. Stăm bine, vinișor, n-am ce să zic. Da, știu, băieți, cu Overmars aici mă duceam în full cam, dar nu mă încălzește cu nimic. Apărarea e bună, mijlocul e bun, în atac o să fim și acolo foarte buni. Cu Hagi, cu... Avem opțiuni, decât Lukaku o să iasă, avem opțiuni. Bun, hai să vedem managerul, ne ridică în 98 maxim, nu-i rău. Primul adversar, Zanetti, N'Golo Kanté 90, un 4-5-1, are mulți mijlocași, ce-i drept. Ok, urcăm pe Hagi în atac, îl păstrez și pe Zlatan. Bun, și pe stânga aici pe cine să îl bag? Pe Overmars și păstrez Messi pentru mai târziu. Zic că arată fain echipa. Hai Koulibaly, bravo Koulibaly. N'Golo Kanté, N'Golo, mamă de el, bro, what? Dă-i în ea, Kanté, ce faci? Oh, nu se poate. Mamă, ce rachetă! Ce rachetă a dat Zlatan, Zlatan cu o super rachetă! Gol ar trebui, nu? Ar trebui și este Gică Hagi cu golul! Noroc, mingea la Zlatan e 3-0. Dar se mișcă îngrozitor. Se vede că e toată lumea acasă cu carantina asta. Ia să vedem o centrare pentru Sar. E lungă? Poate nu, poate da. Nu e lungă, e gol. 4-0. Zlatan încă unul pe lângă, din păcate. Hai Haginski. Hagi. Pasa e bună, ia să vezi tu, sar. Bombiță, 5-0 și cred că este rage quit. Bă, dar asta n-ai și eu? Pă bune, joacă în continuare, ok, dar... Bine, no problemo. Curs bine aici, Overmars. Toarce pentru Zlatanelu cu încă un. Zlatan face 6-0. Delay-ul este incredibil. Nu e, mai e, mă? 7-0. Jucăm până mâine, bro, îți dau 10 așa. Mai bine ieși!
Faza e că dacă dăm de unul bun care n-are delay, pe delay-ul ăsta, încă unul, da? O să fie groasă, o să fie greu de făcut ceva. Frumos. Driblăm portarul, l-am driblat. Zlatan face 9-0. Poate reușim 10, ia să vezi. Poate reușim 10. Eu stai, nu-mi dau seama. Ia stai, stai că nu intră. I-a dat în cap, mă. Ah, corner. Dar ar merita să încerc un corner la scurt pentru Zlatane, Zlatane. Hai cu capul, Zlatane. Zlatan! Nu, n-o să rimă? Așteptat mingea jos, așa? Weird. Golocante. Zlatan. Greu de deposedat. Zlatan. Pasă pentru Cante. M-a prins aici, cred. Mama, am dat pas, nu s-a luat. Cred că ați văzut și voi pe ecran. Zlatan, Zlatan, nu e gol. Am văzut, mă, că nu i-a scos portarul. Rumi, sar, bum, bum, bum. Ăsta e, vă spun că ăsta e. Nu e ăsta ce scoate Loris, bune, poate, bă. Mamă, cum a scos, bombiță. Frumos, acum e, e. Este un 10. Dacă ai stat bro până la acum și m-ai făcut să joc un meci așa care era câștigat, asta e, măcar ți-am dat 10. Frumos. Golocante. Ia să vezi că mai dă una nebun. 11, mă, în Golocante cu golul acolo. Dar e 12, frate. Fluier final, băieți. În final, fluier final. O, Eusebio 94-97, Zizou. Doi dintre cei mai tari jucători din joc. Hai, Campbell. Bine, Campbell, acolo. Bine stat, mă, bine stat. Na, prost, prost, prost eu, prost eu. Și cred că Zlatan ăla, acum e contra un adversar bun, e lent. Slab eu acolo l-am controlat. Te aștept să fie rapid jucătorii din atac, așa te-ai obișnuit, așa am obișnuit. Și după aia dai de Zlatan care... ce greșeală aici în gol. Dai de Zlatan care e șmecherie pe șut și pe forță, dar pe agilitate, mamă, mamă, suferă rău de tot. Vezi, e lent pe întoarci. Mamă, și parai, ce ocazie am avut! Nu, a dat cu stângul, fiți atenți, ați văzut? Am vrut să dau fines. Wow, din prima și-a dat cu stângul. Cum să dea, frate, că se ne mingea pe dreptul. De ce a dat cu stângul? Mister total. Ăla-i gol, ăla-i gol, ăla-i gol, ăla e gol, mă, acolo, haide, mă! Bă, Cante, ești tu acasă, bă, hai acasă, hai înapoi, ta-na-na-na, retrage-te și tu, ajută echipa. Dominguez, ești nebun? Dominguez! Dar nu prea poți de la poartă, Dominguez. Bă, poate, mă, uite-l! 2-0! Și cred că e reșcuit! Da, e reșcuit, ok, super, bravo, mă! 4-2-2-2, Team of the Year, Golocante, 9-7 Zizou. Sonaldo cred că păstrează pe Aubameyang, poate îl scoate, dar mijlocul e șmecher cu Gerard și cu Cante. Trebuie totuși să fiu realist. Trebuie să fiu realist aici. Zlatan poate să-l joc pe lateral puțin, dar trebuie să juca Messi. N-am ce să fac.
Asta e adevărul. Trebuie folosit Messi. Mult mai bun, mult mai bun în poziția aceea centrală. Zlatan poate cu forța sa, gabaritul sau cum să treacă în fața jucătorilor adversi din lateral cu un cut inside, dar na, acolo în centru nu-mi place. Na. Hagi. Scoate bine Alisson. Scoate foarte bine Alisson acolo. Crezu că e gol. Cu stângul, asta e când nu ai măcar 4 stele la Wakefoot. Sara are 3, dacă nu mă înșel, sau are 4. Frumos. O pasă în fața porții, iese bine de tot. Bine de tot. AI-ul a fost acolo. Hagi scoate din nou Alisson, Dumnezeule, ce asalt e la poarta adversă. Asalt, asalt total. Asta bine, bravo. S-a întors bine acolo. Asta bine, iar dar n-are ce să mai facă. Hagi cu Messi, combina în atac. Facem 2-0. 1-0, bă, Oviță, bă, ce faci, bă? Mare distanță, nu cred că intră. Ba intră, mă, ba intră, pentru că Hagi e unic. Super gol, 2-0. Și cred că e Rage Quit, ia să vedem. Pam, 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 Rage Quit, mergem în marea finală. Marea finală. Hai pe finală, pe finală, băie. Mamă, 54 de MS. Uf. Și ce avem aici? Avem belea mare de tot. Avem Team of the Year Frankie de Jong, care e... Unii spun că e poate cel mai bun mijlocaș central. Prins aici, n-am ce să fac. Da, GG. Messi. De ce a intrat în semifinală și acum nu intră? Ce ocazie de acolo. Lui Hagi a intrat în semi, acum n-a mai intrat. Și Koulibaly m-a mâncat aici, n-am ce să fac. Ia frate mingea! A dat penalti? Ia frate mingea, Handanovic, nu vezi? Nu pot să cred, frate. Nu pot să cred, nu vede mingea. Bine Messi, bine Messi, bine Messi! Hagi după un atac! Superb! Hagi cu golul! Haide mă băieți, mă! Superb! Gică Hagi, superb! Sta bine acolo, sta bine de tot. Băi, pierdem timpul cu Zlat, pierd timpul cu Zlat, n-ai jur. Nu poate să facă nimic. Nu poate, nu e meta, n-ai cum să-l folosești, nici în centru, nici... Mai ales pe delay-ul ăsta îngrozitor, trebuie să jucăm aici cu Overmars. Mai am vreo opțiune, ceva de atac? E mai bun totuși Robertson. Cred că e mai bun Robertson acolo cu Kante. Hai să vedem. Nu, n-a tras, frate. I-am dat să tragă. Vedeți și voi pe controller. Dacă întoarceți înapoi, o să vedeți pe controller că i-am dat să tragă și n-a tras. Pur și simplu nu a tras la poartă de acolo. N-am cum să mă apăr, frate. Acolo îi dau să dea shoot lui Messi și nu dă shoot. Ați văzut și voi pe controller.
penalti acolo. Acolo a fost penalti. Nimic de zis. Penalti clar. Nu pot să cred. Aceeași fază, același șut l-a avut și el cu Insigne și același l-am și eu și la mine de pe lângă. Băi, n-am cum, nu se poate să pasez așa pe... M-am enervat, bă, băi. A devenit un chin total să joci pe carantină. Îmi pare rău să spun asta, jocul ăsta. Se mișcă insuportabil. Uite, scoate-le, nu, normal. E la ocazie. I-a intrat la noi, nu intră. Ce pot să mai zic? Na, GG. Na, n-are rost jocul ăsta să-l joci pe conexiunea asta. Asta e totul, băieți. Păstrăm reward-urile pentru promoție. Asta e, ne vedem în episodul următor. Pa, pa!